Și stăm de vorbă chiar acum cu Valeriu Gheorghiță, medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Comitetului Național pentru Vaccinare. Mulțumim foarte mult, domnule doctor, că ați acceptat invitația la Jurnalul Rei 16. Spuneți-ne dacă, într-adevăr, medicii pot face o a treia doză acestui om odată ce îi fac analizele antigen. Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitația dumneavoastră. Aș vrea în primul rând să menționez că din punct de vedere medical, pentru persoana în cauză nu se pune problema unui risc suplimentar, având în vedere că cele două tipuri de vaccinuri sunt autorizate și au făcut dovada unui profil de siguranță cât se poate de bun. În ceea ce privește rata de eficacitate și imunogenicitate, adică nivelul de anticorp care apare în acest caz, iarăși estimăm că practic acest tip de vaccin va avea un efect de stimulare a răspunsului imun, având în vedere că sunt ambele vaccinuri de tip ARN mesager și în final generează același tip de proteină spike, practic același tip de antigen care va avea un efect de stimulare a răspunsului imun. Ca atare, nu se recomandă rapel în aceste cazuri. Este o situație punctuală care, evident, nu trebuie să se repete. Pentru acest lucru există proceduri și instrucțiuni elaborate și fiecare centru de vaccinare este organizat în așa fel încât probabilitatea să se întâmple acest lucru să fie minimă, adică aproape de zero sau chiar zero. Cred că o atenție sporită din partea personalului medical în centru de vaccinare și, de asemenea, respectarea procedurilor ne feresc de astfel de situații neplăcute. De altfel, pot să vă mai spun că există studii în momentul de față în derulare în Marea Britanie care evaluează această posibilitate de schimbare, dacă vreți, la rapel, cu un alt tip de vaccin, tocmai pentru a da posibilitatea ca în viitor să se efectueze astfel de rapeluri cu un alt tip de vaccin. Nu estimăm că vor fi probleme deosebite din acest punct de vedere și foarte probabil că în viitor se va ajunge la această recomandare, având în vedere limitarea dozelor disponibile de la acest moment. Însă, atâta timp cât datele științifice actuale prevăd ca doza 1 și doza de rapel să fie efectuată cu același tip de vaccin, aceasta trebuie să fie recomandarea și literă de lege, dacă vreți, în acest moment. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule doctor, dacă mai aveți ceva de adăugat? Acest lucru aș vrea să spun că, indiferent de titlul răspunsului în anticorpi, nu se recomandă un al treilea booster, o a treia doză cu aceste tipuri de vaccin, pentru că nu avem dată de siguranță pentru o a treia doză. Deci, din acest punct de vedere, categoric, persoana respectivă nu trebuie vaccinată cu încă o doză, indiferent de tipul răspunsului în anticorpi.